v-am găsit în prima ediție a emisiunii Stil. Iată că ne întâlnim într-un nou proiect, sper foarte pe gustul vostru, în primul rând, doamnelor și domnișoarelor, dar și pe gustul domnilor, pentru că avem nevoie și de dâns și pentru a ne susține și, de ce nu, pentru a învăța alături de noi lucruri frumoase despre viață, despre oameni și, în mod special, despre femei, că doar este o emisiune cu femei. Și pentru că am început bine, am început cu oameni frumoși, o să vă invit ca în această ediție să cunoașteți oameni dintre cei mai frumoși din zona noastră, din Prahova, pentru că așa este frumos să băgăm în seamă tot ce este frumos la noi acasă. Prima oară vreau să vă fac cunoștință cu o doamnă, chiar dacă arată ca o domnișoară, dar este o doamnă în toată puterea cuvântului, o doamnă pe scenă, o doamnă acasă, o doamnă pe stradă, o doamnă oriunde între prieteni. Manuela Lionte Frâncu, bine ai venit! Bine te-am găsit, Larisa! Acum sunt o doamnă pe canapea! O doamnă pe canapea și în cafenea și în emisiunea și cu stil! Mă bucur mult că mi-ai acceptat invitația și cu multă plăcere! Sper să avem o emisiune frumoasă împreună, pentru că nu avem multe de discutat, după o lungă prietenie ce ne leagă. Adevărat! Și bine ați venit, doamnă dansului, să spun așa, românesc și prahovean, pentru că dumneavoastră, doamna Aurora Beatrice Petre, ați dus pe culmile cele mai înalte o sumedenie de generații de copii și mă bucur și dumneavoastră, că și dumneavoastră sunteți astăzi în emisiune și că mi-ați onorat această invitație și sper că vă veți simți la fel de bine precum mă simt eu deja la început de emisiune, că vă am aici. Vă mulțumesc și pentru invitație și sper să ne simțim bine în continuare, mai ales că am așa o companie plăcută. Mulțumesc tare mult! Cu siguranță ne vom simți bine. Iată că deja ne-am dezmorțit puțin acum cu aceste cafele, pentru că tocmai de aceea ne-am întâlnit într-o cafenea și mulțumim tare mult pentru cei care au binevoit să ne primească în locația lor și să ne servească deja cu apă plată, că așa e frumos, și cafea. Pentru cine bea cafea, cine nu, asta e, e rămâne doar cu apă plată. Dragile mele, trebuie să începem să vorbim așa despre noi, în primul rând, pentru că femeile sunt frumoase când sunt cunoscute așa cum trebuie, eu așa vreau să cred. Într-adevăr, și comportamentul, și mersul pe stradă, și orice ne face să fim frumoase, dar trebuie să știm să ne și lăudăm un pic. Chiar dacă nu vă place niciuna dintre voi, știu asta, am să încep să vă laud eu și am să vă dau mingea la fileu ca voi să spuneți mai multe decât aș spune eu. Hai și dăm pase noi! Hai! Dăm pase, exact! Manuela, să încep cu tine, pentru că așa am luat-o de la început, de la stânga spre dreapta. Ai o carieră în spate de câțiva ani buni în teatru. În Teatrul Toma Caragiu, unde ți-ai început activitatea, acum câți ani? Acum 8 ani. 8 ani, aproape 9. Aproape 9 ani la Toma Caragiu. Bine, înainte de Toma Caragiu, am jucat la București. Ai avut și acolo. Da, am jucat la București, la teatru foarte mic, la teatru Act. La Național, când eram în facultate chiar, după care am venit la Ploiești. Și la Ploiești când ai venit, nu știu dacă ai intrat direct în teatru sau ai cochetat întâi cu televiziunea, pentru că noi așa ne-am și cunoscut, am fost colegi în televiziunea locală de pe vremea aceea. Exact, da. Și acolo da, ne-am cunoscut în detaliu. Da, am venit în 2004 în Ploiești, după ce am stat 10 ani în București, bine, sunt ploieștean, că nănică. Sunt ploieșteancă, dar 10 ani am stat în București, facultatea, după care, așa cum ți-am spus mai devreme, am jucat. Ani și perioada în care ți-ai cunoscut și soțul. Da, ne-am cunoscut în facultate. Da, da, da. În București, numai că am jucat în teatru, dar acolo am început să cochetez cu televiziune. Da, pentru că televiziunea am învățat în TVR, de fapt, unde am făcut foarte multe emisiuni pentru copii, cei drept. Kikiriki Miki, dacă ți-aduce aminte, Tip Top, Mini Top, Elefantul cu bulină. Eu nu numai că mi-aduc aminte de tine, dar mi-aduc aminte chiar de emisiunile acestea, care erau atunci foarte vizionate de copii și chiar și de mine, că eram la vârsta adolescenței, cred, în perioada așa aia. Că mulți ani am stat în TVR. Și apoi a fost mutarea spre Ploiești. Și apoi am venit la Ploiești, unde am continuat cu televiziunea, după care, după 2 ani de televiziune în Ploiești, am intrat în teatru. Mai exact, până în 2007 am intrat în teatru. Dacă ar fi să faci o paralelă între cele două, care ți-a plăcut mai mult sau care în momentul de față ți este mai aproape de suflet? Între televiziune și teatru? Și teatru, exact. Iubirea mea este teatrul. Dar și televiziunea îți oferă altceva. Ce nu îți oferă teatru? În televiziune ești cumva protejată, ca să spun așa, pentru că nu ai contact direct cu publicul. Doar în camerele, în cazul exact, în care ești direct, exact, sau chiar exact, câteodată chiar... Pe când în teatru
E totul live. Da, este altceva. În televiziune mai sunt și emisiuni înregistrate. Exact, și cred că și emoțiile sunt altele pe scenă, nu? Când ai contactul acesta direct cu publicul. Ai să râzi, nu? Nu! Am avut mult mai multe emoții în televiziune decât pe scenă. Culme. Da, uite, mie mi s-a întâmplat invers când am mai prezentat evenimente, parcă mă simțeam mai relaxată lângă colegii mei într-un platou mai micuț, așa, chiar dacă dincolo poate mă vedeau mult mai mulți oameni decât m-ar fi fost într-o sală de spectacol. Eu am simțit altfel, acum probabil de fiecare. Rămâne mărturia, în teatru este exact. O clipă, în televiziune rămâne pentru un martor, mai mult timp. Spunem da, noi, da. Da, exact. Da, voastră, doamna Beatrice, așa am să vă spun astăzi, dacă îmi permiteți. Puteți să-mi spuneți și Beatrice, că nu mă supăr. Sunteți o drăguță, dar nu-mi permit și nu pentru că n-ați fi o tinerică și fizic și în suflet și peste tot, ci doar pentru că vă cunosc de atâția ani și vă respect în toată puterea cuvântului și atunci nu vreau să vorbesc mai mult decât e cazul. Aveți ani de zile de experiență, nu-i mai numărăm pentru că sunt foarte mulți, foarte mulți. Cam câte generații v-au trecut prin mână? Puteți să faceți un mic calcul? Nu știu când se opresc generațiile, dar mi-au trecut, cred că, mii de copii prin mână și chiar m-am străduit să fac un act de cultură. Așa, la primul nivel, cum ar fi, am urcat pe prima treaptă cu copiii și am încercat să-i ajut să meargă cât mai sus, să urce la un chiar, nivel cât mai da, înalt, cât mai înalt, atât da, cât ațin de dumneavoastră da, din punct de vedere da, al coregrafului, da, că până la urmă copilul da, e cel care, nu știu, dă frâu actului artistic în urma indicațiilor dumneavoastră. Cred că contribuim amândoi, deci așa, contribuim și contribuie și copiii, contribuie și pedagogul. Mie mi-este mai greu să vorbesc despre mine, pentru că eu sunt obișnuită să scot în față ce am făcut prin copiii mei. Ba chiar da, să stați în culise da, câteodată, da, nici măcar pe scenă lângă da, ei. Întotdeauna stau în culise. Niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc despre mine. Dacă am făcut un lucru bun, s-a putut observa pe copii. Dacă am făcut un lucru prost, tot acolo se poate, tot acolo se poate vedea. Ei, eu atunci m-aș întoarce mai devreme în copilăria dumneavoastră, în adolescență poate, când nu erau copiii de care ați avut grijă ulterior, când erați doar dumneavoastră și dorința de a fi un om de artă, un om de cultură, care să facă performanță, poate, la vârsta aceea v-ați gândit, în domeniul dansului. Cum a plecat această idee? Cum v-a venit ideea să intrați în dans și nu în muzică sau nu? Vorba de mai devreme, să fiți inginer sau profesor sau altceva? Ah, nu, categoric asta n-aș fi putut să fiu. Sunt născută la țară, e drept dintr-o familie de învățători. În spatele casei se făceau străchini, mai două case mai încolo, tot așa. Așadar, cel mai mult sau primul contact în domeniul artei a fost cu lutul și este, cred că, cea mai mare pasiunea mea. Deci, chiar cred că iubesc lutul mai mult decât orice pe lume. Și în deci același timp, devenit, nu știu, în același timp am încercat să le combin. Da? În același timp mi-a plăcut să dansez. Asta este lucru cert, pentru că hotărârea a fost luată. Să fac o glumită, mai făceați așa o oală, o vază, o ceva, mai făceați un pas de dans, un flic-flac, ceva? Probabil, nu? Probabil. Da, probabil făceam și lucrul acesta, nu mai amintesc, dar cu siguranță eram și cu mâna în lut și cu dansul în suflet. Am hotărât, după ce am terminat clasa 3, am plecat la coregrafie, deci la București, la liceul de coregrafie. Adică de mică, din clasa de primare. Așa se obișnuia. Deci, da. Erau două perioada liceului, am făcut pasul acesta. Erau două licee de coregrafie în toată țara, unul la Cluj și unul la București și se începeau cursurile din clasa a 4-a. Deci după ce terminai clasa a 4-a, mergeai la liceul de coregrafie. Asta a fost de bine? Era totuși cam micuță, adică a fost așa o schimbare parcă destul de mare pentru dumneavoastră, pentru un copil la vârsta aceea, nu? Care să se desprinde de părinți, să intre într-o lume nouă. Spre deosebire de copiii din ziua de astăzi, părinții nu participau așa de mult la întregul program al copilului. Eu am fost învățată să mă descurc independentă de mică, sigur că da, să fac lecțiile singură, să merg unde, să tot ce trebuie să fac, lucrurile importante, să le fac singură. Așadar, nu pot să spun că nu am plâns în prima lună, știu sigur că am plâns și că am spus că vreau să merg acasă, dar cu timpul m-am obișnuit. L-ați obișnuit, da. Și ați terminat liceul de coregrafie? Am trecut, nu. N-am terminat coregrafia, am trecut la arte plastice, m-am dus la Tonița.
Și deci nu putea să ce... uitați de Ruth. Trebuia și să nici n-o să uit, în și nici n-o să uit vreodată. Dar după aceea am făcut facultatea de coreografie. Așadar, este o combinație exact pe sufletul meu și sper să ajung să stau cu mâna în lut tot atât de mult cât am stat cu sufletul alături de copii atunci când i-am învățat să danseze. Și acum sunt prin casă obiecte făcute de dumneavoastră? Sunt. Puține, dar sunt. Puține, dar sunt. Și acum se poartă în moda aceasta cu bijuteriile din ceramică, lut, eu știu, materiale. Asta am făcut dintotdeauna, deci tot felul de combinație. Nu, astea nu au fost chiar așa de importante, dar am făcut întotdeauna. Cel mai mult cred eu că partea mea de, sau latura de la arte plastice m-au ajutat în crearea costumelor, pentru că am pus mare accent și pe costumele copiilor. Întotdeauna în spectacol mi-am dorit să fie un costum de bună calitate, să vezi un spectacol care să întrunească toate cerințele unui spectacol. Adică nu aveți doar dans, aveți și creații de modă în cadrul spectacolelor dumneavoastră. Nu știu dacă creații de modă, dar întotdeauna mici defilări ale copiilor cu hainele create de noastră, să le spunem așa. Nu, din defilările de modă, pentru că tu ai văzut spectacolele mele, am încercat să aduc în scenă elemente neconvenționale. Deci lucruri care de obicei se aruncă, doar că sunt din elemente într-adevăr, mai altfel, nu materiale clasice. Ați avut hârtie igienică, ați avut ziare, ați avut idoane, staniol, sticle, nu știu, sfoară, sfoară chiar a fost un costum extraordinar. La început chiar părinții mă priveau cu reticență, nu înțelegeau. Asta s-a întâmplat acum foarte mulți ani, acum deja s-a obișnuit toată lumea, da, dar acum 20 de ani să pui pe cineva să facă din folie de plastic un costum sau dintr-un staniol sau din hârtie pur și simplu era un lucru ciudat. Mie mi-a plăcut să îi incit pe copii și să le arăt că se poate face artă din orice. Cred că a fost o provocare pentru dumneavoastră și totodată, nu știu, o mulțumire pentru cei din jur. Sper că le-a plăcut. Eu cred că le-a plăcut tuturor. A fost un pic cam greu, pentru că nu e ușor să pui pe cineva să facă ceva ce nu, cu care nu este obișnuit, dar până la urmă s-au adaptat și a ieșit un lucru bun. Sper că a ieșit un lucru bun. Așa este. Manuela, pentru că vorbeam aici de pasiuni, am înțeles de la tine că tu ești foarte atrasă de teatru, este principala pasiunea ta și poate cea mai importantă din cariera ta, să spun așa, latură. Și televiziunea ți-a plăcut, dar ai mai avut și, sau mai ai și alte hobby pe care să ți le pui în practică într-un mod sau altul? Da. Da, zic da, că trebuie să răspund afirmativ, nu? Poți să-ți spui nu, să-ți spui atât doar. Nu. Am bine, pe lângă shopping, că știm că îți place la shopping. Dar cărei femei nu-i place la shopping? Exact. Îmi place să decorez în casă. Super. Eu mă plictisesc de aranjamentul din casă cam la o lună, două. Foarte tare. Și te spun de ce. Bine, eu deja te-am văzut. Adică de câte ori am venit la tine acasă era altfel. Deci unde am venit la parcurs în casă nouă de fiecare dată. Nu, am adoptat toate stilurile posibile de decorare a casei. Am avut un stil asiatic. Cine trage de mobilă? Și eu și soțul și George. Ei, să știi că pentru asta te voi invita să chiar să urmărești emisiunea noastră Stil în continuare și în această ediție și în ediția viitoare. Nu spui că ai și amenajări interioare. Da, deci nu chiar acum, astăzi vom vedea, dar nu acum imediat sau poate chiar imediat, ne gândim mai bine. Vom vedea cum se decorează floral, să spun, cum putem face aranjamente florale pe care să le putem folosi, iată, într-un decor de interior. Iar săptămâna viitoare vom avea chiar decorațiuni interioare, un workshop pe care te invit să-l urmărești, exact, da, dar este vorba despre o grădină aici, cum amenajăm terase, grădini. Mi-ar plăcea să pot să-mi amenajez și o grădină și o terasă, dar... Nu se știe niciodată când vom avea o căsuță pe plajă sau la munte, da, lăsați, nu? Lăsați. Spune-mi, de unde pasiunea asta pentru decorațiuni? Nu știu, te-a inspirat ceva anume? Pur și simplu ești o tipă care se plictisește ușor și atunci exact. Are nevoie de... Exact. Ai numerit, gata, am mai citit. E și greu să mă citești după atâta timp, Laris. Exact. Nu, pur și simplu îmi place să-mi decorez casa. De soțul doar e acolo, așa gen, ține mopul, ține, nu știu, ceva, chiar șaful să-l punem pe pereți, dacă e cazul. Larisa, dau din casă.
se enervează cumplit când aude că trebuie să schimb. Da. Iar plus că vecinii când mă aud, iar ai schimbat, iar ai făcut. Eu nu știu cum rezistă George. Dar de ce nu te-ai gândit să faci din asta o meserie? Sau ce te reține? Dacă am o meserie, să nu amestecăm. Mai bine o meserie să o fac bine decât două și mai puțin bine. Am înțeles. Păi, dragele mele, pentru că tot vorbim de lucruri frumoase și de amenajări, aveam de pregătită o altă rubrică, dar pentru că am deschis subiectul chiar acum și s-a legat perfect cu decorațiunile, zic să vedem cum se fac aranjamentele în stil Ikebana. Bănuiesc că din flori naturale? Din flori naturale, da. Pentru că acum au ieșit tot felul de flori făcute tot din obiecte naturale, din coș de portocală. Da. Dar nu, acum chiar lucrăm cu flori naturale. Sunt cursuri pe care prietenii noștri pe care o să urmăriți în rubrica ce urmează chiar le au pentru cei dispuși, le-au pus la dispoziție pentru cei dispuși să învețe o astfel de meserie până la urmă, sau pur și simplu pentru tine în casă, dacă vrei să-ți faci un colțișor viu și vesel, să înveți cum să faci corect lucrul acesta, pentru că și aici sunt niște pași de urmat și e bine să învățăm de la profesioniști, zic eu, că degeaba facem după ureche, că nu o să iasă niciodată așa cum trebuie. Așa că mergem să vedem rubrica ce urmează și ne întoarcem imediat cu discuțiile aici în platou. A început pentru dumneavoastră această pasiune pentru Ikebana, arta de a da viață florilor, că asta înseamnă. A început acum foarte mulți ani, nici nu mai vreau să-mi aduc aminte, 1981. Eu sunt economistă de profesie, am avut o legătură între instituția la care lucram, care se ocupa de flori, eu lucram la birou, și ambasada Japoniei, care a organizat acest curs pentru florarii din București. Eu m-am dus din pasiunea mea pentru flori și, spre deosebire de florarii din florării care n-au prea great această artă, am rămas eu cu ea de, uite câți ani sunt până acum, foarte mulți. Dar în momentul în care v-ați apucat să dezvoltați această artă, să asimilați informații, v-ați gândit că va deveni și o profesie? Pentru că astăzi ați ajuns să dați mai departe către oamenii această informație și să predați cursanților dumneavoastră. Nu m-am gândit niciodată că o să fie. A fost la nivel de hobby întâi, așa, pentru că e și o terapie, dar partea japoneză, pe care nu o puteam refuza, după 1993, m-a rugat pe mine să preiau, pentru că am făcut cu profesori japonezi, de-aia am spuneam că ambasada s-a ocupat de acest curs, și ei m-au rugat după 1993 să țin acest curs și a devenit o profesie. Pe lângă profesia mea, am avut foarte mulți cursanți și mai ales după Revoluție a evoluat imens această artă. Deci nu neapărat Ikebana, cât arta de design floral a fost foarte convingătoare. Ați anticipat perfect următoarea mea întrebare, cât de mult s-a dezvoltat această artă în ultimii ani și în ce a constat această dezvoltare? Că toată lumea ar spune, bine, ne jucăm cu florile. Cum ne-am jucat acum 10-20 de ani și cum ne jucăm astăzi? A fost o evoluție extraordinară. La început eram chiar primitiv, deci noi românii nu aveam absolut nimic. E o artă care cere diverse materiale specifice, foarte costisitoare, vasele, chenzanele, foarfecele, dacă vrei să faci Ikebana, că așa poți face cu orice. Dar după 90, deci n-aveam nimic, numai desenam și ne făceam noi în vas acasă, dar după 90 am avut foarte multe donații din partea japonezilor și am putut să țin lecțiile ca la carte, deci am avut și avem și astăzi manuale, vase, kenzane, iar acum se găsesc, deci acum putem chiar să ne cumpărăm dacă... Deci e o mare diferență față de ce era în 1983 și firesc. După 90 e grozav. Ce ar trebui să reținem din această artă? Un om care pleacă de la cursul dumneavoastră, cu ce bagaj de cunoștință pleacă de aici? Și mă interesează tare mult să știu dacă contează să ai talent sau mai mult teoria decât talentul. Acum trebuie să spun foarte clar că este mare diferență între arta orientală de aranjare a florilor, Ikebana, care necesită mulți ani de studii,
și o înclinare, ca să zic așa, către cultura niponă, deci nu numai asta, și ceremonia ceaiului și limba japoneză și, mă rog, tot ce înseamnă cultura. Deci trebuie să fii cumva făcut pentru așa ceva, să ai o înclinație ca să accepti trei rămurele și două flori. Îți trebuie un anumit bagaj cultural și emoțional în urmă. Nu este... Deci eu mă axez pe un anumit public în privința ikebanei, deci există o mică parte din lume care e înclinată către partea asta asiatică și atunci, oricum mai mulți decât înainte de Revoluție, dar am îmbinat-o cu partea de design occidental floral. Deci am văzut ce se cere, ce cere publicul, ce cer copiii să învețe și am îmbinat. Deci am cursanți care vin numai la ikebana sau am cursuri combinate de ikebana cu designul floral. Fiecare își alege ce simte. Unii vin tot așa din pasiune, din terapie, din a socializa, unii ca aici pentru profesie, vor să schimbe, să au de învățat foarte multe. Deci ce poți să rămâi de la ikebana este simplitatea, rafinamentul și gustul, ca să zic așa, către arta orientală. Acum ne aflăm la atelierele Ilbach, locul în care dumneavoastră ați ales astăzi să țineți acest curs. Dacă ar fi să alegeți între această locație, între acești cursanți și niște japonezi de la mama lor, ce ați alege? Știu că v-am pus în dificultate. Deci în fața japonezilor am avut odată o demonstrație și au rămas cu gura căscată, am rămas și eu cu gura căscată pentru că au spus că n-au văzut niciodată demonstrații de ikebana. Acum depinde de japonez, ca să zic așa, dar marea mea deschidere și dor de a învăța și dragoste de a învăța e către publicul român care vine chiar din interes și am învățat atâtea lucruri și sunt foarte mulțumit. Deci... N-aș zice că înclin către o anumită, către Japonia neapărat, cu toate că mi-ar fi așa un fel de jenă să fac în fața lor, dar am făcut și în fața lor, cum v-am spus, și au fost extaziați. Succes am și în fața japonezilor și a românilor. Și pentru publicul nostru să știe când vă vor putea găsi, când mai veniți aici la IBA? Păi aici sunt așa perpetu. Cum se termină? Un grup de designer care fac aici cursul au și două lecții de ikebana. Deci toți cei care se vor înscrie și aștept vor da nas și cu mine. Mulțumim tare mult! Mult succes în ceea ce veți face de acum încolo și în orice domeniu ați alege, că sunt convinsă că ar fi la fel de frumos pentru dumneavoastră și la fel de bine făcut. Mulțumesc! În timp ce am urmărit această rubrică, am mai tras cu ochii și la ea, dar ne-am mai și distrat noi aici în platou ca fetele și chiar ne-am pus de acord să vă distrăm și pe dumneavoastră. Și atunci am să le provoc pe invitatele mele să ne amintească ceva haios din profesia lor de până acum. Adică, nu știu, ați fost pe scenă atâția ani, într-un fel sau altul. Nu știu, chestii haioase care s-au întâmplat cu copilași în cazul dumneavoastră sau, eu știu, o replică pe care ai uitat-o și ai improvizat-o la un moment dat și publicul a fost în delir. Bine, asta se întâmplă mai des la soțul tău. Știm cu toții cât este de spontan și de nu știu, haios, să zic. Așa e el format. Dar sunt convinsă că și ție ți s-a întâmplat ceva de genul ăsta de care să-ți amintești cu plăcere. Se întâmplă frecvent să uiți câte o replică. De aceea actorul trebuie să știe să improvizeze. Da, asta... Nu mai e haios pentru noi să uiți o replică și să improvizezi. Da, atâta timp cât te scoți din ea, devine haios, nu? Din situație mă refer. Devine haios pentru colegi. Pentru colegi devine haios. Nu știu să spun acum ce s-a întâmplat într-un spectacol funny. Se întâmplă tot timpul. Deci pentru noi tot timpul e haios. Numai când joci e haios. Sigur, da. Pentru că... Mai ales când joci comedie, e imposibil da, să nu se întâmple ceva... Să te distrezi. Ei, dacă o să-ți amintești până la finalul emisiunii, o să ne și spui. Actorii fac tot felul de farse. În momentul în care spectacolul se așează și ești foarte sigură pe ce ai de făcut sau sigur pe ce ai de făcut, colegii încep să-ți facă micii ghidușii, ca să zic așa, și în loc, de exemplu, ai de deschis o valiză și de scos ceva din valiză și nu mai găsești ce ai de scos de acolo, ci găsești cu totul altceva. Deci sunt tot felul de bețe în roate puse de colegi. Și îți spun, vă spun, toți în valize sau
tot felul de nebunii de genul ăsta. S-au întâmplat multe, uite, dacă îmi spuneai mai devreme, poate că încercam să-mi aduc aminte, chiar să-ți povestesc multe întâmplări de genul ăsta. Acum nu-mi vine nimic în minte să... Oricum, mi se pare foarte interesant și foarte altfel, pentru că oamenii de acasă, știi, vin la spectacol, să uită, vai, cât au repetat, vai, dar ce muncă, și se vede treaba asta, într-adevăr, în ce faceți acolo. Dar eu știu, pentru că mai nou și soțul meu este colegul vostru, chiar dacă n-are legătură cu partea artistică, și mai povestește așa de la repetiții, că uite ce fac ei în Zbilise, cum râd, ce chestii care la repetiție. Automat, dar și în timpul spectacolului știu că ei sunt haioși în culise, chiar dacă pe scenă ajung și sunt drepți, sunt la număr, își fac numărul cum trebuie. Bine, în culise trebuie să ne distrăm mai puțin, pentru că în culise trebuie să fie liniște, să protejăm. Da, nu vorbim de râsete neapărat, de șotii de care îmi spui tu acum, nu neapărat altceva. Astea se nasc în timpul spectacolului, ți-am spus, după ce spectacolul este așezat și îți permiți să faci o glumiță, pentru că nu poți să glumești oricând și oricum. Așa este. Vă amintiți ceva din experiența? Mă gândeam, în general, când începe un spectacol, trebuie să iasă toate lucrurile foarte bine, pentru că orice greșeală nu mi se mai pare haioasă, că deja este, da. Bine, eu vorbeam în cadrul de revistă, unde acolo își mai permiți, având o glumiță, să mai spui o alta dacă ai uitat-o pe cea pe care o aveai în program. Glumele merg dezvoltate. Exact. Dezvoltate neapărat. Dezvoltăm, exact. Da. Nu strică. Exact. Dar și în spectacolele cu copii, sunt cei micuți întotdeauna fac lucruri care nu se poate să nu zâmbesc, să nu râs, să nu... De exemplu, să, în timpul dansului, să-și vadă părintele în sală și să pornească spre părinte și să-i facă cu mâna. Adică sunt lucruri care sunt neașteptate și... Câteodată vă deranjează pe noastră, că sunteți perfecționistă. La cei micuți, și când spun cei micuți, sunt copii de 4, 5 și 6 anișori, la cei micuți chiar nu mă deranjează și întotdeauna am spus că ei sunt cei mai frumoși, cei mai buni, cei mai talentați și orice ar face pe scenă, cu siguranță trebuie doar să ne bucure și să-i încurajăm să facă și mai departe lucrul acesta. Așadar, sunt foarte multe momente drăguțe și care stârnesc râsul în timpul unui spectacol la cei mici, la cei mari. Deja nu-ți mai vine să râzi când greșesc, deja te super un pic că nu a fost atenție, n-a fost atenția maximă și dar se poate întâmpla oricui. Numai că dacă în teatru probabil pot să repar greșeala și să spectatorul să abia să perceapă, nu știu, bine, să fie. Și vorbim de oameni reparate care... Niște oameni cu experiență, oameni profesioniști maturi care au un pachet de cunoștințe, nu-i comparăm exact cu cei mici. Aici e și marele talent, nici să măcar să nu observe nimeni că a fost o greșeală. În dans este mai greu, dar și acolo se poate, întotdeauna spun, faceți ceva ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Ca la final să se poate spune așa, exact. Să fiți cu și greșeala, dacă e făcută cu zâmbetul pe buze, cred că este nu pe jumătate, toată iertată de către public. Sau nu este observată. Sau nu este observată, exact. Mai au câteva persoane în general care lucrează în mediul artistic. Mă scuzați. Eu tot timpul am spus, nu mă scuzați, că atunci sunt greșeala. Atunci atrage atenția și nu... Ce mai spun și noi chestiile cu liste, așa că uite, poate mai află și alții de la noi. Cu siguranță trebuie să pară orice greșeală, trebuie să pară că este de acolo și exact așa ai gândit înainte de a se întâmpla. Așa este. Sunt foarte multe de spus, aș vorbi ore în șir, însă aș vrea să mai vedem între timp o rubricuță. V-am pregătit ceva frumos pentru doamne, pentru domnișoare, pentru perioada aceasta de primăvară. Intrăm într-un nou an, într-un nou sezon, să spun așa, suntem deja într-un nou an, în schimb, moda e cam aceea, se cam de la începutul anului și vrem să știm toate cum ne putem coafa, cum am putea să avem o culoare frumoasă, de ce nu o tunsoare pe măsură, dar în cel mai bun caz, o coafiură simplă și lejeră de primăvară sau vară. Să vedem, interesant, da, îmi place. Ok, mergem să vedem informațiile și întoarcem în platou să mai discutăm despre noi ca fetele și vă provoc la o temă ce urmează, ceva legat de viață, carieră, familie, vedem ce alegem. Bine te-am găsit, Alessia. Ce faci? Bine ai venit. Foarte bine la treabă. Astăzi văd că mi-ai propus și eu o coafiură. Bănuiesc că se leagă puțin de trendul în care s-a dat anul acesta. Da. Păi, în continuare se poartă buclele și nu numai.
în materie de cocuri, se poartă ori cocuri foarte sofisticate, ori foarte simple. Și asta ce o să facem? Un coc simplu sau sofisticat? În funcție de ce își dorește clienta. Și clienta noastră este motivul mai simplist așa de fel? Exact. Am înțeles. Deci un coc simpluț. Are și o culoare frumoasă clienta ta a părului. Da. Se încadrează în moda de anul acesta, în materie de culoare de păr? Da, are o culoare simplă, fără accente. Mai nou se poartă accentele în păr, adică niște accente mai sofisticate de nuanțe de verde, albastru, portocaliu, roz, în funcție și de culoarea de bază. Adică în rezidele maxima anul ăsta, nu? Ne putem juca mult cu nuanțele. Da. Pentru coasura asta, din câte observ, avem nevoie de multe bucle. Bucle făcute cu un ondulator conic, da? Da. Și chiar să trebuie să văd mai departe așa. Ce vei face cu atâtea bucle? Dacă le păstrăm sau dacă se vor pierde într-un coc lejer? Eu nu știu nimic, nu mi-ai spus, nu mi-ai divulgat surpriza, că nici clienta nu știe foarte multe. Se pot lăsa și așa, lejere, dacă dorim, și are o rezistență aparte. Apropo de chestia asta cu rezistența, pentru că am discutat cu multe domnișoare și eu în meseria mea, și multe se plângeau că, doamne, nu-mi rezistă buclele, nu fac bucle că nu-mi rezistă. Cum sfătuiesc să fie făcute, în afara faptului că avem nevoie de o structură a părului care să ne permită lucrurile acestea, eventual puțin ondulat, să nu fie foarte des, foarte greu. Ce am putea să folosim ca produse de fixare? Păi o spumă și mai ales fixativul. Fixativul este de bază, ca să zic așa. Și buclele pe drot rezistă foarte mult. Mai mult decât mai din mult placă, decât, nu? Sau da, altă... din placă sau... Sau bigudiuri, până la urmă. Și bigudiuri, și pe buclele pe bigudiuri rezistă foarte mult, dar am observat că cel mai mult pe drot rezistă. Bine, acum sunt și droturile foarte bune, da, ceramice și probabil că... Da. Exact, și asta ajută foarte mult la o rezistență a buclelor. Da. Acum încercăm să prindem o coafură lejeră după ce s-au efectuat buclele în totalitate. Vreau să-ți laud acest aparat, sistem, nu știu cum se spune, de prindere a grafelor. Da, un accesoriu exact. Foarte util. Exact, exact. Adică l-ai la îndemână, nu mai deranjezi deloc clienta să țină agrafele sau să ți le dea la mână. Pentru că în momentul de față vorbim de o față rotundă, clienta ta are genul de fizionomie așa pe rotund. Cam ce tip de coafură ai recomanda? Există un standard sau ne putem juca în funcție de... Ne putem juca. Moment. Da. În orice caz, în laterale ar trebui un pic mai strâns ca să nu dea impresia de față mai rotundă. Da. Și atunci volumul să meargă în creștet. În creștet și în bază. În bază. Apropo de a ne juca cu tonurile, vara asta ce ai recomanda clientei tale să poarte peste această vopsea, în cazul în care ar îndrăzni să schimbe un pic culoarea? I-aș recomanda niște accente de portocaliu. Tip meșe, șuviță tip meșe? Tip meșe, da, tip meșe. Deci, practic, niște accente, nu șuvițele acelea clasice pe folie. Simplu, lejer, am realizat deja, e aproape de finalizare și mă gândesc că pentru persoanele care au și puțină îndemânare, e ușor de făcut și chiar așa acasă. Da, așa este, nu? Da, hai să facem un rezumat așa rapid, cam ce ne-ar trebui de la zero. Vreau asta să primul fac primul rând drotul fixativ, o spumă și ulietele pentru finisat, da, agrafe. Și multă îndemânare. Și multă îndemânare și răbdare. Exact. Răbdarea. Și pentru cele, eu știu, mai îndrăznețe sau care vor să meargă la ocazie mai specială, mă gândesc că un mic accesoriu, o fericică sau un ștras ar merge foarte frumos. O tiară mai simpluță. Exact.
coafuri frumoase, legere, tocmai bune de purtat în orice perioadă a zilei, poate chiar și la o petrecere, sper că au fost și pe gustul dumneavoastră. Trecem mai departe, pentru că avem de discutat acum, așa cum ne-am propus, despre tema, să spunem, a emisiunii, pe care am lăsat-o un pic de final. Ce ar fi ok să alegem? Carieră, familie, sau dacă am putea să le îmbinăm pe amândouă, ar fi ideal. Și dacă facem lucrul acesta, cam care ar fi rețeta de succes? Cine începe? Cea mai tinerică cu experiență? Păi, de preferat ar fi să le îmbinăm. Pentru că nu știu cine ar putea să renunțe la familie, cine ar putea să renunțe la carieră. Pentru mine cele mai importante sunt cariera și familia. Adică trebuie îmbinate. Și au dacă fost... ai și un ajutor, un sprijin aproape, e și mai bine. Au fost momente în care, nu știu, ai simțit că nu mai poți să le duci pe vreuna din ele? Nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat pentru că m-au ajutat părinții. Cât a fost copilul mic, am avut sprijin din partea mamei, m-a ajutat. M-a ajutat George, soțul meu. Mai mult el se ocupă de copil cu transportul, dus la școală, luat de la școală, programul, dus la not, luat de la not, da, și așa mai departe. Eu cu casa, cu dereticatul prin casă, gospodină nu sunt. Recunosc. Nu, ești o tipă care face ordine, care ține casa în toată regula. Dar să nu mă pui în bucătărie. Îmi place, asta știam. Că... asta știam. Decât să fac curat. Vine cu vârsta, Nu, nu place să gătesc sub nicio formă. Trebuie să și placă. Și asta o artă până la urmă, ca să o faci la o adevărată intensitate, nu? Trebuie să fie și o artă și o pasiune. Dacă gătești, să gătești cu pasiune. Exact. Altfel, mai bine stai deoparte și îți gătește soțul. Toți suntem la o emisiune pentru femei. Să exploatăm puțin bărbați. Doamna Beatrice, este o norocoasă. Eu o știu de ani de zile și știu exact ce soț minunat are acasă. Trebuie să lăudăm și pe el și să învețe și alți domni de acasă, pentru că toți avem și defecte și calități. Dar ea are un soț care are aceste calități. Nu se mâncă de întrerup, să nu se supere domnii. Domnii sunt bucătate săvârșiți. Cei mai buni bucătările. Mai bine. Lor le iese, o să le iasă întotdeauna mâncarea mai bună decât le iese mâncarea doamnelor. Păi da, bineînțeles. Exact. Ei au fost întotdeauna cei mai buni bucătari, cei mai buni croitori, cei mai buni... Hairstylist mai nou. Mai nou, nu știu dacă pe vremuri era așa, dar de ceva ani încoace se spune că... Întotdeauna bărbatul a avut... Cu toate astea nu l-aș lăsa pe George să-mi așeze părul. Nu, dar fiecare e bun pe meseria lui. Clar. Mi se pare normal să rămână fiecare în bucățica lui acolo. Da, și eu am un soț, spre exemplu, care mai gătește. Nu face o artă din asta, nu pot să spun că e desăvârșit. Nu le face cinci mâncăruri, dar le face bune. Și mie convine să-l pun de 5 ori pe an să facă 5 mâncăruri, dar tot e bine și așa. Face, 5-6 face, da. Dacă este desăvârșit, deci este chiar desăvârșit. Eu sunt mulțumită, adică faptul că ne completăm și cred că asta nu ar conta într-o viață de familie ok, unde ambii au carieră și încearcă să facă și ceva pe plan profesional și acasă să fie totul bine, nu trebuie să cedăm, adică părerea mea, aici mă contraziceți dacă vreți, să depășim barierele alea în care spunem că femeia în bucătărie, femeia la spălat rufe, femeia face aia Vai, sau aia. Asta a fost odată, nu-și mai au loc în ziua de azi, după părerea mea. Asta înseamnă să fii limitat. Nu sunt de acord cu așa ceva. Nu cred. Dar nu cred să mai existe. Nu cred să mai existe. Mai sunt, din păcate, mai sunt și eu am întâlnit. E păcat că nu sunt un pic mai deschiși. Nu știu, cred că poți să faci orice. Dacă ai un gram de inteligență, cred că poți să faci absolut orice treabă, și bucătărie, și croitorie, și dus copilul așa, și jucat pe scenă, și făcut coreografie, nu știu, poți să le faci pe toate. Bănuiesc că nu toate îți plac la fel de mult, dar în viață trebuie să faci și lucruri care... Mai facem și ce ne place, și, până la și mai există o variantă, doamnelor, mai există o variantă, în cazul în care nici soția, nici soțul nu gătesc, să meargă la restaurant. Da, exact! Se relaxează, socializează, pentru că avem nevoie și de socializare. Eu, dacă nu aș socializa... Aș fi o persoană depresivă, nu? Da, da. Recunosc că am nevoie foarte mare de cei din jur. Cred că toți avem nevoie într-o doză normală, cel puțin. Iar eu am copii și este cea mai mare bucurie. Deci este, sunt energia mea. De fiecare dată când
intru la clasă, este așa o mare bucurie și din partea lor și din partea mea și ne îmbrățișăm și toată energia lor o simt că vine, că vine spre mine. De multe ori mă întrebam cu de ce dumneavoastră, că am avut multe discuții, de ce ați rezistat și cum ați rezistat într-un sistem care, din păcate, nu este foarte roz și foarte bine pus la punct, dar ați rezistat cu brio într-o asemenea activitate. Și asta o spunem cu toții, că domeniile noastre, să spunem, sunt dintre cele mai bănoase și dintre cele mai, nu știu, ofertante din multe puncte de vedere. În schimb, satisfacția publicului și a oamenilor care lucrezi, pe care o primești din partea lor, mie mi se pare valorează mult mai mult. Mult mai mult. Bucuria și aplauzele publicului și bucuria de a lucra cu copii contează cel mai mult. Așa și cum sunt aplauzele pentru oamenii din teatru când sunt. Iată, și mă scuzați că vă întrerup, că până la urmă a trebuit să îmbinăm lucrurile astea, să îmbinăm viața de familie cu cariera, în condițiile în care se poate și oamenii, cum a spus dumneavoastră, sunt un pic, măcar un pic inteligenți și înțeleg să cedeze când este cazul. Pentru că încă sunt orgolii și de aici pleacă, apropo de gânduri învechite și de învechite, sunt încă oameni cu preconcepții că eu să fac aia, dar eu sunt bărbat. Chiar și femei care, eu nu mă duc așa la serviciu, că femeie e treabă de bărbat. După părerea și mea, lanțul, știi? Larisa, aici este vorba de orgolii. Exact! Și orgolile nu și-au locul, da, clar. Deci aici trebuie lucrat, chiar trebuie lucrat. Exact. Pentru că orice om poate să facă absolut orice. Nu foarte bine, foarte bine e important să faci un lucru sau două, nu? Că nu poți să le faci pe toate foarte bine. Dar să fii deschis să le faci pe toate. Iar, și atunci este atmosferă plăcută. Dacă optezi doar pentru una dintre ele, ori pentru carieră, ori pentru familie și ce ai mai spus, ce ai mai pus tu pe toate? În primul rând astea două, hai să lăsăm pe astea două. Cariera și familia. Da. După părerea mea, uite, cum ar fi dacă te-ai hrăni numai cu succes, cu mâncare dulce? Sau, da, n-ai da, putea să mănânci numai dulce sau numai sărat, mai ai nevoie și de puțin dulce. De aia spun că cele două se întrepătrund, nu pot fi una fără cealaltă. Clar. De carieră, dacă ai avea numai carieră, n-ai avea familie, întotdeauna ți-ar fi lipsit familia. Da, da. Și invers, dacă te-ai axa numai pe familie și numai asta îi face zi de zi, zi de zi, zi de zi, ai nevoie și de satisfacția ta personală, succesul tău. Exact. Eu am întâlnit și femei care și-au dorit să fie casnice, să fie femei de casă, să aibă grijă de copii și de soț. Și au făcut să o carieră lună. Din asta. O carieră din asta. Și totuși, la sfârșitul vieții, sau spre finalul vieții, că e mult spus sfârșitul vieții, au spus, dar regret că nu am făcut și ceva pentru mine. Atunci orice, înseamnă că trebuie să deci le faci până la urmă pe toate, regretele vin. De asta zic că e bine să împletești un pic una cu cealaltă, să le împletești, să-i spunești de peste tot nevoia ta, să te hrănești de peste tot cu ceva. Familie și carieră trebuie să fie întotdeauna împreună. Da. Când deja vrei numai una sau numai cealaltă, ceva nu este în regulă. Și vei fi neîmplinit. Da. Și poate nu la tinerețe, dar la o anumită vârstă, când tragi linia, cu siguranță o să-ți pară rău că n-ai făcut această îmbinare perfectă. Nu există. O să fie balanța înclinată. Sau regretele care or să apară și atunci este bine să faci. Deci este un lucru știut, familia și cariera este cel mai bun lucru care, la care poți să te gândești atâta timp cât trăiești. Și asta e definiția unui om împlinit. Sigur că da. Vreau să vă mai prezint încă o rubrică foarte interesantă pentru noi toți și înainte de asta vreau să vă dau și o temă de gândire, pentru că ambele sunteți mame și pentru că aveți copii frumoși și pentru că trebuie să le dați o ștafetă mai departe pentru viață, nu neapărat pentru profesie. Mi-ar plăcea să sintetizați cam ce vă doriți pentru ei și cum îi susțineți în ce aleg, nu neapărat că îi le impuneți ceva, că sunt convinsă că nu o să faceți, ci cum o să-i susțineți. Este o temă pentru mai târziu. Până una alta, aș vrea să mergem să vedem o rubrică foarte interesantă pentru toată lumea și, până la urmă, foarte utilă, în care învățăm și aflăm cum este corect să te speli pe dinți, simplu, banal, să-ți îngrijești dantura, ca ulterior să nu mai avem nevoie, eu știu, de proteze dentare sau de mersul foarte des și chinuitor la medic, să mergi doar pentru un simplu, nu știu, detatraj sau o simplă carie care, Doamne ferește, apare și în urma poate unui periaj corect. Aflăm câte ceva și despre aceasta și ne întoarcem cu discuțiile finale pentru această emisiune. Igiena orală
o știm cu toții, este un lucru des întâlnit și normal și ar trebui să știm să-l efectuăm corect. Cum ar fi bine să o facem în primul rând? Care sunt, să spun așa, regulile în a ne întreține dantura sănătoasă? Regulile în a întreține dantura sănătoasă sunt în primul rând spălatul pe dinți, folosirea aței dentare, apei de gură și nu în ultimul rând a dușului bucat. Ok, și dacă ar fi să vorbim particularizat pe spălatul pe dinți, până la urmă este primul lucru cu care ne-am învățat de când suntem mici, da? Și să discutăm despre copii. Cum ar trebui să-i educăm în privința asta? Spălatul pe dinți se începe încă de la apariția primilor dinți, a dințișorilor de lapte. La început este efectuat de către părinți, ulterior de către copilași. Se folosesc paste de dinți și periuțe pentru ei în primă fază, după aceea se folosesc periuțele de dinți obișnuite. Este indicat să folosim o periuță de dinți cu permoi, soft, ultra soft, și paste de dinți pentru copilași, în special cu flori, ca să ajutăm florizarea dințișorilor. Nu se folosesc la copii paste de dinți whitening. Am înțeles, deci practic albiera ar putea probabil să distrugă smaltul dintelui și atunci evităm, pentru că ei sunt de lapte, încă fragili și ar fi ok de evitat, nu? Da, în cazul lor, da. Pentru adulți se pot folosi fără probleme. Vorbeam de flori și știm cu toții că apa de gură conține și flori și întrebarea ar fi dacă la copilași ceva mai mărișori putem să le dăm și apa de gură. La copilașii peste 12 ani pot folosi și apă de gură, până atunci este indicat să nu. Și dacă vorbim de ața dentară, când e bine de folosit? Ața dentară este bine de folosit, tot așa de la 12 ani încolo, mai ales ea are o metodă foarte importantă de folosit, să nu lezăm gingiile și este foarte greu de folosit de către copii și greu de folosit și de către părinți pentru copii. Apropo de ața dentară, în comerț se găsesc mai multe tipuri din câte am văzut eu și la rolă, dar există mai nou și niște dispozitive din plastic care la unul din capete are o ață dentară aplicată. Sunt mai bune acestea sau cele tip rolă? Ce părere aveți? Fiecare pacient în felul lui cu ce s-a învățat. Bune sunt amândouă, nu au indicații și contraindicații. Înțeles. Trecem la adulți, pentru că adulții, vorbesc de cei tineri, da, de adolescenți să spunem, sau de adulții până în 40-50 de ani care nu au încă probleme foarte grave. Aici vreau să știu cam ce ar trebui să folosească în privința igienei orale, dacă sunt anumite metode și mai altfel decât cele clasice. Pașii în igiena orală a unui adult sunt mai mulți. În primul rând este spălatul pe dinți, periuță, pastă, folosirea apei de gură ulterior după spălatul pe dinți, aței dentare și, cum am spus, nu în ultimul rând, a dușului bucal. În special, dușul bucal se folosește, este indicat și bine de folosit la pacienții care au lucrări protetice, lucrări pe implanturi, pentru că acolo igiena și spălatul este mai dificil și riscăm să nu ajungem în toate zonele așa cum trebuie. Și pentru că am spus de probleme în întrebarea mea de mai devreme, eu tot sper că tinerii nu au probleme, dar sunt convinsă că în decursul anilor, în meseria pe care o practicați, ați întâlnit și persoane care, eu știu, au probleme, probabil și din cauza unei igiene precare. Ce îi sfătuiți pe cei care chiar ajung să, eu știu, să înlocuiască o mare parte din dinți, efectiv, sau să aibă, eu știu ce, proteze la vârstă fragedă? Sfatul este să le întrețină lucrările foarte bine cu ajutorul dușului bucal, cu spălat pe dinți de minim 2 ori pe zi, dimineața și seara, în special seara. De cele mai multe ori ne spălăm dimineața și cam atât. Seara e mai dificil, mai greu, mai... Dacă ne referim la cei mai în vârstă, să spun, care deja au început să aibă probleme serioase cu dantura, pentru că, la fel, poate igiena nu a fost tocmai ok, poate și gena nu este tocmai permisivă, să spun așa, cu ei, ce recomandați? Pentru că se întâmplă să aibă proteze pe care nu știu să le îngrijească. Discutam anterior, într-o discuție noastră anterioară și particulară, cum că se întâmplă ca oamenii să nu-și îngrijească lucrările, protezele. Ei consideră că nu mai trebuie să spele pe dinți. Cum îi sfătuiți ca să înțeleagă toată lumea? La lucrările fixe se spală pe dinți așa cum se spală și pe dinții naturali, fără nicio altă opțiune.
La protezele mobile există un alt, o altă metodă în care protezele sunt date jos, spălate cu o periuță de unghii, știu că vi se pare ciudat, dar da, cu o periuță de unghii și cu săpun, nu cu pasta pentru de dinți, pentru că pasta de dinți este abrazivă și ne tocește protezele. Materialul din care protezele sunt făcute este tocit de către pasta de dinți și atunci se spală cu săpun. Ele se pun uneori într-o soluție specială să le dezinfectăm și să le împrospătăm un pic, așa să zicem, mirosul și aspectul, și după aceea se pun la loc fără nicio altă problemă. Pentru că știm cu toții că ne dorim dinți albi și toată lumea apelează în cel mai bun caz la sfatul unui profesionist sau la tehnica unui profesionist, dar în cel mai rău caz la anumite produse din comerț care nu întotdeauna ne fac bine, chiar vă întreb dacă recomandați ceva și natural sau ce sfătuiți din punctul ăsta de vedere, adică dacă există produse naturale care să nu ne facă rău și care să se poată folosi într-o astfel de situație. Produse naturale pe care să le recomand. Gen bicarbonat, ca să vă sugerez la ce mă refer. Da, am înțeles. Mai există sare, nu? Mai au pacienții tot felul de idei. Nu le recomand. Fiecare are rolul lui și nu e bine de folosit. Există pastele de dinți whitening sau albirea în cabinet. Cu o albire ulterioară acasă. Menținerea albirii din cabinet cu albirea acasă. Vă mulțumesc tare mult și abia aștept ca în rubricile următoare să dezbatem și alte subiecte cu siguranță de mare interes. Mulțumesc frumos și eu! Ați avut o temă de gândire, o temă frumoasă despre copii, copii care sunt oglinda fiecărui părinte și, până la urmă, sufletelul fiecărei mame. Și mă gândeam aici că ar fi tare frumos să ne spuneți cum i-ați ajutat, cum vă gândiți să ghidați spre un viitor frumos și să le sugerați poate cumva ce să aleagă în viață. Că uneori mai au nevoie și de sugerări, nu de impuneri. E o mare diferență. Eu îi sugerez să aleagă ce își dorește. Clar. Da, pentru că... Și totuși de mic știu că tu l-ai împins. Asta vreau să spun. Așa. Am început din clasa 1, am mers la liceul de arte. Am început cu instrument și anume cu pian. Au urmat 4 ani de cursuri de pian. După care a trebuit să alegem. Nu i-a mai plăcut pianul, bineînțeles că l-am lăsat să aleagă ce vrea el și a ales arte plastice. Așadar, avem un punct comun aici, eu prin fiul meu, cu dumneavoastră. Și a ales arte plastice și este înnebunit. Bineînțeles, pentru arte plastice am optat pentru liceul de arte din Ploiești. Și îi place atât de tare încât mă gândesc că asta s-ar putea să urmeze pe mai târziu. Teatru nu-l pasionează sub nicio formă. Poate da? Mai bine uneori, nu? Pentru că deci nu... Nu împărtășește. Nu, la modul mai bine că n-a trebuit, nu știu, să-l... N-a fost genul de oameni care să-l... Să tragă de el, să facă o meserie pe care da, s-a făcut-o voi, doar pentru că vouă v-a plăcut foarte mult. Și e o meserie frumoasă, care în mod normal arată la tine orice. Timpul nu e trecut, că odată e trecut, poate. Așa bineînțeles așa că se pot schimba foarte multe. Dar știu că la un moment dat, Matias, a și fost introdus, să spun așa, a jucat într-o piesă de teatru. Cum a fost pentru el experiența asta? Cum s-a simțit acolo? Să-ți mai spun ceva. Uite, acum mi-am adus aminte de cât de repede prinde Matias unele lucruri. Am fost la un casting acum niște ani, mi se pare că avea 4-5 ani Matias, și am fost la un casting cu George, cu soțul meu. La casting a trebuit să dăm niște texte pe care le învățam pe loc, de o pagină să zic, un dialog. L-am luat cu noi pentru că n-aveam unde să-l las în ziua aceea. Cât am dat castingul, el a memorat tot. În mașină a început să ne spună text, tot dialogul. Tot dialogul l-a reprodus, da. Extraordinar. E foarte bun, dar cu intonație, cu exact cum dădusem noi textul acolo la casting, așa l-a reprodus el. Dar s-a pierdut în timp. A intrat într-adevăr în teatru, în Cartea Junglei, a jucat Mowgli. Da. Și foarte aclamată, știi? Adică copiii erau... E Matias da, în piesă, da. Eu auzeam chestia asta. Și în televiziune la Risa. A prestat, bineînțeles. Da, aminte că a avut câteva mici intervenții, tot actoricești, nu? Într-o emisiune de profil, să spun așa, în care a jucat chiar foarte real. Adică eu l-am crezut de acasă, deci știam că mai sunt și mici regii făcute acolo. Chiar a fost foarte crezut. A fost și la Antena 1, a fost și la... Televiziunea în care noi două am lucrat. Putem să spunem la Alfa TV, de ce? Da? Nu? Că
Sunt amintirile noastre. A prezentat cu mine, a fost și prezentator. Bravo, da. Bravo. Deci, dar, până la urmă, e posibil ca toate aceste atitudini pe care le are și acum le-a pus la punct într-un fel sau altul sau și le pune ulterior la punct. Să se materializeze în timp, exact, dar mă îndoiesc pentru că concentreze pe asta, văd că este axat foarte puternic pe arte plastic. Doamne ajută! Doamne ajută, e frumos, este un mediu frumos, să știți că și eu am trecut prin același lucru, de asta o spun. Și eu am făcut vioară, pian, la fel am trecut la arte plastice spre finalul gimnaziului și liceu am făcut liceul pedagogic care l-am binat pe toate. Da, am avut nevoie de artă acolo, dai, până la urmă. Și ulterior, iată, media, care la fel, eu zic că are legătură cu toate lucrurile acestea și toate m-au format ca om, așa deci cum m-au format. Se pot schimba foarte multe pe parcurs. Exact. Deci așa trebuie încurajați copiii, clar. Trebuie încurajați, dar nu trebuie împinși de la spate să facă un anume ceva lucru. Ceva ce nu le place, mai ales. Cum ați procedat copilul dumneavoastră, care e deja mărișor acum? Adică copilul e un meu este foarte, este foarte mare, copilul meu deja are 36 de ani, așadar nu... Mulțumesc înainte, nu aș fi spus. Deci, aveți așa un copil mare, aveți și nepoței? Nu am nepoței încă, așadar nu mai pot să spun cum procedez. Cum am procedat, cu siguranță l-am lăsat să aleagă. Dar având câteva calități, eu am încercat să-l îndrum spre partea artistică, el a scris poezie și foarte mult timp a mers la Cenaclu, deci avea chiar rezultate foarte bune. Tatăl inginer i-a spus că ar fi mai bun inginer la Casa Omului. Se pare că a fost mai puternic. Eu aș fi vrut să facă și balerin, cred că ar fi putut să facă și lucrul acesta. Oricum este un bun informatician, așadar cu el... Da, aveți un regret legat de faptul că nu v-a ascultat și pe dumneavoastră? Măcar să le împletească cumva? Categoric, da. Stratan spunea că este un Nichita Stănescu, deci îl încuraja foarte mult și... Deci este un poet al necuvintelor. Și chiar am avut un pic de regret, dar este un informatician bun și... Dar el ce spune când îl întrebați despre ce face el? Sau despre ce ar fi putut să facă când discutați problemele astea? Se declară mulțumit cu ce a ales sau are da, ce regrete? Da, sigur că da. Nu, el este foarte mulțumit. Deci chiar a făcut tot ce a vrut. Nu i-am impus absolut nimic. El a fost un rebel, nu a stat să asculte. El a băieții făcut sunt așa absolut... uneori, când ești singur la părinți, că bănesc că e singurul băiețel pe care el a făcut absolut ce a vrut. În schimb, copiilor la clasă, și când spun copiii mă refer de la clasa a 7-a, 8-a, 9-a, 10-a, mai mărișor, le spun întotdeauna să se analizeze și să vadă care este lucrul pe care îl fac cu cea mai mare plăcere. Pentru că ajungi la serviciu mai târziu și dacă nu o să te duci cu plăcere în acel loc, cu siguranță o să fie un chin. Să ai regrete poate mult prea târziu, când nu mai poți face mare lucru. Dacă, nu știu, educatorul sau niciunul din profesori până la clasa 12-a nu a observat care, sau părinții nu au observat care este calitatea cea mai importantă, să încerce singur să vadă care este lucru pe care îl fac cu cea mai mare plăcere. Eu vreau să vă mulțumesc că, din păcate, am ajuns la finalul emisiunii și trebuie să ne și oprim. Eu v-am spus de la început că nu ne va ajunge timpul, deși nu ne dați dreptate, aveați impresia că nu o să avem vorbe destule. Iată că noi, doamnele, întotdeauna găsim câte ceva de discutat și ar fi mult mai multe de spus. Probabil că o să ne mai întâlnim în următoarele ediții să mai continuăm ce am început. Chiar mi-ați dovedit în această emisiune că sunteți, așa cum am spus, doamne stilate în toată puterea cuvântului, mai ales pentru faptul că ați avut și aveți o carieră de succes și o familie perfectă, spun eu, așa cum o văd din afară, chiar dacă nu sunt toate perfecte pe lumea asta. Și chiar v-aș dori să o țineți cel puțin tot așa, să nu obosiți niciodată și să vă bucurați de fiecare clipă petrecută în viața pe care o aveți, de cum ar fi ea, pe plan personal sau pe plan profesional. Și pentru că doamnele trebuie să se simtă bine până la final, o să vă propun să servim și un cocktail preparat de un invitat special pe care l-am adus în emisiunea noastră și care ne va flamba mai special, să spun așa, cocktailuri și cred că vor fi și foarte gustoase. Nu sunt o fană declarată al acestei băuturi, dar el mi-a promis că o să fie ceva deosebit, evident non-alcoolic, pentru că nu avem voie și că nu-i frumos ca doamne ce suntem să consumăm la această oră cocktail, dar sper că vă va bucura și pe voi și așa cum mă bucură și pe mine.
Încă o dată vă mulțumesc tare mult. Mulțumim și noi pentru invitație, Larisa. Să ne vedem cu bine și să aveți numai bine în viața aceasta. Să rămânem tinere. Tinere, fizic și în suflet.